Vânzarea animalelor în pet shop-uri ar putea deveni ilegală în Anglia, este o propunere a guvernului aflată deocamdată în dezbatere. Proiectul legislativ prevede ca oricine își dorește un câine sau o pisică în vârstă de mai puțin de 6 luni va trebui să adopte de la un adăpost sau să apeleze direct la un crescător autorizat. Legile se înăspresc însă și pentru câini. Începând din data de 1 octombrie, vânzarea unui animal cu vârsta sub 8 săptămâni va fi interzisă, așa cum se întâmplă și în Franța. În Italia, vânzarea puilor este permisă doar dacă aceștia au peste 2 luni, în timp ce Consiliul General din Madrid a adoptat o hotărâre prin care vânzarea se poate face abia după ce puii împlinesc vârsta de 3 luni. În România, vânzarea câinilor și pisicilor în pet shop-uri este interzisă pe raza capitalei, ca urmare a unei hotărâri a Consiliului General.